Pe simezele galeriei de la Muzeul Bucovinei din Suceava a fost vernisată joi, 4 mai, la orele 16, expoziția Artă Plastică Nemțeană 2017, la care expun 17 pictori care creează în județul nostru, dintre care 2 din roman. Expoziția a fost vernisată de criticul pietrean Lucian Strochi și a fost organizată sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Nemț. Pictorii nemțeni au fost foarte bine primiți de către criticii de artă și de către publicul prezent la vernisaj într-un număr de apreciat. Este primul dialog de apropiere între Neamț și Suceava. O expoziție cuprinzând 17 artiști nemțeni la Muzeul Bucovina. Dar registrez, curent spune. Dintre artiști Ștefan Potop, Mircea Zvancea Căru, Dorul Ian, Gheorghe Vadana, Lucian Gogu Craiu, Mihai Agape, Radu Macavei, Ștefan Diaconu, Petru Diaconu, au mai expus Dumitru Bezem, Dumitru Bostan Junior, Laurențiu Dimișcă, Oana Gavriliu, Lucian Gogu Craiu, Radu Macovei, Mariana Papară, Mircea Romanescu, Lucian Tudorache, Vasile Doru Ulianu, pictori nemțeni extrem de apreciați atât de criticii de artă cât și de publicul avizat care nu ratează nicio expoziție.